S-a dezvoltat corupția mai rău ca pe timpul PSD-ului. A patru copii minori acasă, domnul ministru. Mi-a tăiat indemnizația de revoluționar. În 22 decembrie am fost aici. Ce le dau la copiii mei să mănânce? Să știți că și eu în decembrie 89, eu sunt unul dintre cei care am participat. Domnule ministru, dumneavoastră aveți salariul de la stat, vă plătim. Eu, aveți nepoți acasă care n-aveți ce să le dați să mănânce? Am patru copii minori, am două fetițe minore. Să vă trăiască, nu am lapte praf. Știți cât este o cutie de lapte praf? 40 de lei. Alocația la copii cât este? 42 de lei. Pe ce cumpăr, domnule? Nu am pe ce să mai cumpăr. Am împrumutat un kilogram de lapte de vacă. S-a îmbolnăvit copiii. Ce fac? Domnule guvernant, ce să înțeleg? Ce dă la copii să mănânce? Eu asta vreau să înțeleg. O întrebare pertinentă. Încerc să vorbesc mai cald. Sunt disperat. De ce vorbesc așa cum vorbesc? E greu. Rezultatul celor 22 de ani de democrație. Dar de ce mi-a făcut toată? Așa este. Făcute în celor 22 de ani de democrație în România, ne plătim acum din păcate. Domnule ministru. Tot a venit odată cu această, eu știu, calamitate în zona economică, să spunem, în toată Europa. E greu. Nu e adevărat, nu se fac. Mâine cei care vor dori să vină să participe la meeting sunt, eu știu, bineveniți, să spun așa. Colegii mei au filmat așa ceva la Piatra Neamțului. Domnule ministru, n-a primit un răspuns. Ce fac cu cei patru copii minori? Poate cineva în țara asta, cum guvernat, să-mi spună ce fac. Numele meu este Ioniță Ilie, Dândota Dâmbovița. Am patru copii minori. Vin mâine cu ei la domnul prim-ministru Boc, cu ei și cu certificatul lor de naștere și cu certificatul meu de revoluționar. Să-mi dea un răspuns? Nu-mi dă lapte praf. Știți ce spune laptele praf? Să dau? Ce fac? Bun, cum am aveți grijă de ei? Mi-i băgați într-un centru instituțional? Foarte revoluțională și-ar dori să aibă copii și-ar dori să aibă nepoții. Mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-au dat. Am zis că de... Să ne bucurăm de ei, dacă îi avem. E drept. Trebuie să muncim mai mult pentru că perioada... De ce mi-a tăiat pe tot? E criză, într-adevăr, dar numai noi sunt în criză. Eu nu am văzut un deputat în Parlament. Dumneavoastră vi s-a tăiat salariul cumva cu 25%? Și cât v-a mai rămas? Cât v-a mai rămas acolo? Mie nu mai mi-a rămas nimic. Dintr-un milion, din 19 milioane, din 1900 de lei, păi da, dar mie nu mai mi-a rămas nimic. Mă omorâți, ce-mi faceți? Deci familia, nu ca mine, dar copiii mei, familia mea, îmi omorâți copiii mei.